Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Accident în centrul capitalei, o mașină a poliției s-a tamponat cu o ambulanță. Coliziunea s-a produs în această dimineață la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Pușkin. Ambele automobile au fost grav avariate. În urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. După cum a declarat pentru postul nostru TV purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție Chișinău Natalia Stati, informația despre accidentul de la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și strada Pușkin a fost recepționată la numărul de urgență 112 la ora 9:46 de minute. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție. S-a stabilit că în coliziune au fost implicate un autoturism Dacia Logan cu numere de înmatriculare ale Ministerului Afacerilor Interne și o ambulanță de model Mercedes. În urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit. Circumstanțele sunt investigate, a spus Stati și a promis că va oferi detalii ulterior. Polițiștii ajunși la fața locului au refuzat să comunice reporterului nostru detaliile accidentului. Ce s-a întâmplat? Cine n-a cedat trecerea? Nu știu, întrebați-l pe agentul care va investiga. Șoferul mașinii de poliție a declarat pentru IPN că se deplasa dinspre sectorul Buiucani pe Bulevardul Ștefan cel Mare, la culoarea verde a semaforului. Acesta avea girofarul pornit, fiind în misiune de serviciu. Potrivit lui, ambulanța și ea cu girofarul conectat circula pe strada Pușkin, dar la culoarea roșie a semaforului. Reprezentanta Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească a declarat postului nostru de televiziune că în ambulanță nu era niciun pacient. Echipa de asistență medicală urgentă se afla în misiune de serviciu și se deplasa la o solicitare, având girofarul și semnalele sonore conectate. În ambulanță se aflau membrii echipei de asistență medicală urgentă, fără pacient. Din fericire, în urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. Din imaginile de la fața locului reiese că mașina de poliție s-a izbit în ambulanță. Ambele vehicule au fost grav deteriorate. Pentru automobilul cu numerele Ministerului de Interne a fost necesară evacuarea. Cadavrul unei tinere a fost descoperit într-un apartament din sectorul Rișcan de către iubitul său. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Natalia Stati, ne-a comunicat că poliția a fost sesizată în legătura cu descoperirea trupului neînsuflețit în după amiaza zilei de 3 aprilie. Echipa de intervenție a sosit la fața locului și a constatat că apelul a fost făcut de iubitul tinerei. La examinarea de către medicul legist, urme de moarte violentă nu au fost depistate pe suprafața corpului. Cadavrul a fost îndreptat la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei medico-legală și a stabilit cu exactitate cauza decesului. Potrivit datelor poliției, tânăra avea 25 de ani și era studentă în Chișinău. Oamenii legii anunță că pe acest caz a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc tragedia. Lumina ar putea să se ieftinească, cel puțin asta spune Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Potrivit unui comunicat al instituției, în urma analizelor preliminare efectuate de către specialiști, ANRE a constatat premise de micșorare a tarifelor și prețurilor reglementate pentru energia electrică livrată consumatorilor finali. În acest sens, ANRE a solicitat furnizorilor prezentarea cererilor de ajustare până la data de 7 aprilie, pentru a putea demara procedurile legale de micșorare a prețurilor în cel mai scurt timp, se spune în declarație. Se întâmplă după ce autoritățile au convenit cu centrala termoelectrică din regiunea transnistreană să ne vândă următoarele 6 luni peste 90% din necesarul de energie electrică la prețul de 66 de dolari pentru megavatoră. Prețul fiind mai mic cu 7 dolari decât până acum. În prezent, consumatorii de servicii de premere energie achită 3 lei și 42 de bani, iar cei de FE Nord 3 lei și 84 de bani per kilowattoră.
Republica Moldova se confruntă cu o criză de cadre în sistemul de învățământ, acest lucru fiind resimțit mai ales la sate. Declarația a fost făcută de ministrul educației Anatolie Topal în cadrul unei emisiuni televizate de la TV8. Potrivit oficialului, țara noastră are peste 2300 de profesori lipsă. Totodată, Topal a notat că din cauza lipsei de personal, încă mai sunt profesori care predau mai multe discipline decât cele pentru care au fost inițial pregătiți. Totodată, numărul pensionarilor care încă mai profesează este unul destul de ridicat, iar acest indice va mai crește în viitor, mai spune ministrul. În continuare există criză de cadre în învățământul din Republica Moldova, mai ales la sate. Prin urmare, spune ministrul educației Anatolie Topală, unii profesori au fost nevoiți să se recalifice în timp pentru a preda simultan mai multe discipline. Sunt probleme cu insuficiența cadrelor didactice, în special în mediul rural. Noi avem în sistem, conform datelor oferite de organe locale de specialitate, peste 2300 de cadre didactice lipsă. Sunt situații și în care unii profesori s-au recalificat în timp și predau câteva discipline, nu neapărat una din discipline care a fost formată inițial. Totul depinde care este calitatea procesului educațional desfășurat de acest profesor, fiindcă puteam să fiu profesor de matematică și în timp să fiu pregătit corespunzător pentru a preda și fizica. În context, Anatolie Topal a evocat necesitatea acordării unei atenții deosebite pregătirii resurselor umane în educație, menționând că acesta este un obiectiv important pentru următoarea perioadă. Cu siguranță, eu am menționat, este o problemă la care noi trebuie să acordăm în următoarea perioadă foarte multă atenție și foarte multe investiții pentru a pregăti resursa umană în educație. Cu referire la subiectul salarizării, ministrul a spus că un profesor începător primește peste 7600 de lei, iar un profesor cu grad superior și cu vechime de peste 20 de ani primește 11100 de lei. Topală nu a răspuns la întrebarea moderatorului dacă acești bani sunt destui pentru cineva cu experiență de muncă în sistemul educațional, dar a declarat că în continuare vor fi depuse eforturi pentru ca lefurile cadrelor didactice să crească. Salariul unui profesor începător este peste 7600 de lei, dar aceasta este pentru doar 0,75 normă didactică în primii 3 ani de activitate. Iar un salariu unui profesor cu grad superior și cu vechime de peste 20 de ani este peste 11100 de lei. Peste 11000 de lei. Dumneavoastră credeți că e suficient? Cineva care are peste 20 de ani de experiență de muncă în acest sistem și fără de care multe generații n-ar fi putut să... Eu am menționat că noi în continuare vom depune eforturi pentru creșterile salariale ale profesorilor. Potrivit datelor Ministerului Educației, la începutul anului de studii 2022-2023, criza acută de profesori se înregistra cel mai mult în rândul celor de matematică, de limba și literatura română, fizică, educație fizică, limba engleză, franceză, istoria românilor și universală, chimie, biologie, învățători la școala primară, educatori și conducători muzicali în grădinițe. Printre cauzele lipsei de cadre, Ministerul a numit scăderea numărului de copii, plecarea dascălilor din sistem, dar și salariile nemotivante. Republica Moldova urmează să achite cotele de membru organizațiilor internaționale și regionale din care face parte, dar și datoriile din bugetul de stat pentru 2023. Suma totală este peste 66,54 de milioane de lei. Decizia care prevede alocarea banilor a fost aprobată de guvern. Potrivit documentului, cele peste 66 de milioane de lei sunt repartizate pentru achitarea cotizațiilor de membru față de 67 de organizații internaționale. 5 dintre acestea sunt organizații parlamentare, 55 sunt internaționale și 7 fac parte din comunitatea statelor independente. Cel mai mult ne costă statutul de membru al Consiliului Europei, peste 9,9 milioane de lei. La fel, printre cele mai ridicate cheltuieli sunt pentru cele din cadrul CSI, 5,8 milioane pentru adunarea interparlamentară a comunității și circa 3,1 milioane pentru alte organizații CSI. Totodată, țara noastră va achita anul acesta peste 7,6 milioane de lei pentru cotizații în cadrul organizațiilor parlamentare. Peste 1.300.000 de lei vor merge la adunarea parlamentară a cooperării economice în bazinul Mării Negre, peste 270.000 de lei la Uniunea Interparlamentară și peste 46.000 de lei la adunarea parlamentară a organizației pentru securitate și cooperare în Europa. Bani vor
vor fi alocați și în bugetul adunării parlamentare a francofoniei, peste 100.000 de lei, dar și în cel al adunării interparlamentare CSI, care va costa bugetul de stat peste 5.800.000 de lei. Totodată, 5 milioane de lei ne costă contribuțiile la Organizația Națiunilor Unite, iar 4,8 milioane la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Cotizația pentru Institutul Unit de Cercetări Nucleare constituie 4,3 milioane de lei. Fostul președinte american Donald Trump a fost arestat formal la New York pe 4 aprilie pentru 2 ore pentru a fi supus procedurilor legale. Tribunalul Penal din Manhattan i-a comunicat 34 de capete de acuzare legate de falsificarea documentelor de afaceri și conspirație criminală. Politicianul pledează nevinovat. Donald Trump a devenit primul fost președinte din istoria SUA care este urmărit penal. Cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, Donald Trump, s-a prezentat pe 4 aprilie în fața unui tribunal din New York, unde i s-a comunicat despre cele 34 de capete de acuzare. Acestea se referă la falsificarea registrelor contabile, inclusiv plata pentru a cumpăra tăcerea actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, care susține că a avut relații sexuale cu fostul președinte. Ea ar fi primit 130.000 de dolari în 2016 pentru a ține relația secretă și a nu strica imaginea lui Trump în campanie. Rechizitoriul mai susține că Trump a fost implicat într-o conspirație ilegală pentru a submina transparența alegerilor din 2016. Următoarea audiere preliminară în acest caz este programată pentru 4 decembrie, iar examinarea sa în fond este așteptată în ianuarie 2024. Donald Trump a negat toate cele 34 de acuzații împotriva lui și le-a calificat ca fiind motivate politic. Audierea a fost șocantă pentru mulți prin faptul că ei n-au avut surprize, prin urmare nu există un caz. Practic fiecare specialist în drept a spus asta. Nimic nu a fost făcut ilegal, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare. Până la audiere, el a declarat că nu-i vine să creadă că așa ceva se întâmplă în America. După ce s-a prezentat în instanță, Donald Trump s-a întors în Florida, unde a ținut un discurs. El a spus că are loc o imixtiune masivă în alegerile prezidențiale din 2024, la care intenționează să participe. Imixtiunea începe cu procurorul New Yorkului Alvin Bragg, susținut de George Soros, care a făcut campanie pe faptul că îl va încolți pe președintele Trump. Donald Trump este al doilea șef de stat din istoria SUA care a fost arestat și primul care este urmărit penal. În baza celor 34 de capete de acuzare, politicianul riscă în total 136 de ani de închisoare. Singurul președinte american arestat înaintea lui Trump este Ulysses Grant, al 18-lea șef de stat în SUA. În urmă cu 150 de ani, el a ajuns în arestul poliției după o cursă cu trăsura trasă de cai pe străzile din Washington, scrie The New York Times. 5 bărbați din raionul Briceni au fost reținuți după ce ar fi ajutat 2 ucraineni să ajungă ilegal în Republica Moldova. Potrivit datelor poliției, suspecții cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani împreună cu angajatorul acestora dintr-o întreprindere agricolă fac parte dintr-un grup criminal organizat transfrontalier și au fost reținuți după ce au transportat 2 cetățeni ai statului vecin în Chișinău. Străinii urmau să tranziteze Moldova spre Uniunea Europeană, iar pentru a ajunge la noi ar fi achitat câte 3.000 de dolari per persoană celor care i-au ajutat. Reținerea suspecților efectuată de procurorii PC Cox, ofițerii SIS și polițiștii de frontieră a avut loc în 3 aprilie curent, iar ulterior perchezițiilor au fost ridicate dispozitive de comunicare, telefoane mobile și stații radio. După audierea acestora, procurorii le-au prezentat învinuirile pentru organizarea migrației ilegale și au depus demersuri pentru aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii anunță că investigațiile continuă. Trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 3,7 milioane de lei după ce a dus miez și nuci în coajă în România și Turcia. Un administrator de întreprindere în vârstă de 40 de ani va compărea pe banca acuzațiilor, anunță PC Cox. Potrivit procurorilor, acțiunile ilegale ar fi fost comise în perioada octombrie-decembrie 2015, în urma cărora a obținut venituri de peste 30 de milioane de lei. Inspectorii fiscali au cerut achitarea de către învinuita penalităților și amenzilor de peste 8
milioane de lei. Totodată, acuzatorii au pus sechestru pe bunurile imobile ale bărbatului. Învinuitul a fost condamnat recent într-un dosar penal pentru contrabandă cu miez de nucă în valoare de 57 de milioane de lei exportat în Turcia prin folosirea frauduloasă a contractelor fictive, mai anunță procurorii. Cele două coduri galbene emise ieri de meteorologi au adus zăpadă, burniță și vânt în Moldova. În nordul țării a nins cum nu s-a întâmplat toată iarna. Din această cauză, mai multe mașini fie au derapat de pe traseu, fie au rămas blocate în omăt. Unii conducători auto și-au putut continua drumul doar după ce au fost ajutați de polițiștii de frontieră. Zăpada și vremea rea au pus stăpânire pe raioanele de nord ale țării. Din cauza condițiilor meteo necaracteristice perioadei, mai mulți șoferi fie au rămas blocați, fie au derapat de pe carosabilul plin cu zăpadă. În ajutor le-au venit polițiștii de frontieră care au acționat în mai multe localități. Aceștia dau asigurări că intrările în țară activează în regim normal. Inclusiv sunt accesibile drumurile de acces spre graniță. Muncitorii de la Administrația de Stat a Drumurilor au intervenit cu tone de material antiderapant în toate raioanele de nord ale țării și în unele din centru. În același timp, Poliția de Frontieră și Administrația de Stat a Drumurilor atenționează conducătorii auto să circule cu prudență, să adapteze regimul de viteză la condițiile de circulație pe timp de iarnă, să respecte cu strictețe regulile de circulație, indicatoarele rutiere și să nu pornească neechipați la drum. Codul galben de îngheț în nordul țării a fost prelungit până în data de 8 aprilie. Potrivit meteorologilor, noaptea și dimineața izolat se prevăd înghețuri de -1, -3 grade Celsius. În această dimineață, stratul de zăpadă care s-a așternut la Ocnița era de aproximativ 17 centimetri, mai spun specialiștii. Ne aflăm sub influența ciclonului care a venit la noi de la sud și din cauza căruia afară plouă puternic, iar în unele regiuni ninge, cade lapoviță și se întețește vântul. Mâine ziua ploile vor înceta treptat, iar în zilele următoare, până în data de 12 aprilie, va fi un timp relativ uscat. Se va încălzi. În zilele de 11 și 12 aprilie vor fi în jur de 15-17 grade în țară, iar la Chișinău 13-15. Moldova se află sub două coduri galbene, unul de înghețuri și altul de schimbare bruscă a vremii. În mai multe regiuni ale țării, dar în special la nord, au căzut ninsori, iar circulația pe unele trasee naționale a fost îngreunată. Și România se confruntă cu vremea rea. La Iași, din cauza condițiilor meteo, mai multe avioane și-au amânat zborurile, iar drumurile sunt blocate și a fost necesară intervenția tehnicii specializate pentru a tracta din nămeți mai multe mașini. Vremea rece se va menține până sâmbătă, potrivit meteorologilor de peste Prut. Pentru unele zone, specialiștii români au emis cod portocaliu de ninsori până în data de 6 aprilie. Potrivit prognozelor, în județele Botoșani, Iași și Vaslui, precum și în zona joasă din Suceava, Neamț și Bacău, va ninge și se va depune un strat de zăpadă consistent. Viteza rafalelor ajunge la 75 de km la oră. Se prognozează viscol și vizibilitate foarte scăzută, scrie presa locală. O persoană a murit, iar alta a ajuns la spital în stare gravă după ce trei automobile s-au ciocnit în lanț pe traseul Chișinău-Leușeni. Oamenii legii au fost alertați să intervină în jurul orei 13:30, iar la fața locului s-a stabilit că un Mercedes ar fi ieșit la depășirea unui microbus și s-a tamponat cu un camion care venea din sens opus. În urma impactului, conducătorul automobilului Mercedes, un bărbat de 27 de ani, a decedat pe loc, iar pasagerul de 23 de ani a fost transportat la Spitalul Raional Sporeni. Polițiștii stabilesc circumstanțele producerii accidentului în cadrul unei anchete. Amintim că un alt accident a avut loc azi dimineața în centrul capitalei, când o mașină a poliției s-a tamponat cu o ambulanță. În urma impactului, nimeni nu a avut de suferit, însă ambele automobile au fost grav avariate. Conform statisticilor, în ultimele 24 de ore, polițiștii de patrulare au documentat 616 șoferi care circulau cu viteză. 9 conducători auto au fost amendați pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și alți 5 șoferi au fost sancționați pentru că au urcat băuți la volan. 33 de procese verbale au fost întocmite automobiliștilor care nu au cedat trecerea pe zebră. Și un pieton care nu a respectat regulile de circulație rutieră a fost sancționat de oamenii legii.
Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștept la ora 18:45. Rămâneți aproape.